Bună seara, mă numesc Cricoș Alexandra Ioana. Sunt elevă la școala gimnazială Dimitrie Cantemir, numărul 3, Matca. Și astăzi vreau să vă povestesc un pic despre romanul scris de Erich Emanuel Schmitz, numit Oscar Ștantiroz. În acest roman este vorba despre un băiețel pe nume Oscar, în vârstă de doar 10 ani, care suferă de leucemie. La spital, el o întâlnește pe Tanti Roz, o infirmieră bătrână, care îl ajută pe Oscar să treacă cu ușurință prin restul zilelor din viața lui. Tot Tanti Roz îl îndeamnă pe Oscar și scrie Dumnezeu în fiecare zi câte o scrisoare, ca să nu se simtă singur. Viața lui Oscar nu era ciudată doar din cauza, sau diferită doar din cauza faptului că suferea de leucemie, era diferită și din cauza faptului că el își măsura viața cu ajutorul unui ceas, însemnând că în fiecare zi, oră, minut, secundă, el avea o vârstă diferită, ceea ce de asemenea însemna că în fiecare zi el vorbea, acționa diferit în funcție de vârsta pe care avea, ceea ce nu l-a afectat chiar deloc, chiar l-a ajutat să-și trăiască o viață întreagă în doar câteva zile. Iar în apila lui, el nu a trăit 10-11 ani, ci a trăit 110 ani. Acum o să vă citesc un mic fragment. Dragă Doamne, Doamne, azi împlinesc 100 de ani, ca Tanti Roz. Dorm mult, dar mă simt bine. Am încercat să le explic părinților mei ce-i viața. Un cadou foarte tare. La început, supraestimam cadoul ăsta. Credeam că am primit viața veșnică. După aceea, îl subestimam. Mi se pare urât, prea scurt. Mai, că am fi gata să-l aruncăm. În sfârșit, ne dăm seama că, de fapt, n-am primit-o cadou, doar cu un prumut. Și atunci încercăm să o merităm. Eu, care am 100 de ani, știu despre ce vorbesc. Cu cât îmbătrânești, cu atât trebuie să dai dovadă de bun gust ca să apreciezi viața. Trebuie să devii un rafinat, un artist. La 10 sau la 20 de ani, orice prost poate să se bucure de viață, dar la 100, când nu mai poți să te miști, trebuie să spui la contribuție inteligența. Nu știu dacă am reușit să-i conving. Mergi și pe la ei, fă-ți treaba până la capăt. Eu am obosit un pic. Pe mâine, pupici, Oscar. Sper că v-am stârnit curiozitatea și că o să citiți și voi acest roman minunat. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă urez o zi minunată!